Este un fenomen pe care îl observăm cu îngrijorare, dar în același timp putem să vedem că există o preocupare serioasă și intensă și la interne, și la marile parchete, și la Ministerul Justiției. Însă, trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Nu se poate repara de pe o săptămână pe alta ce s-a stricat în 30 de ani. Sau dacă vreți să fiu mult mai concret și mai acid politic, să ne amintim cu tristețe, că altfel nu pot să-mi amintesc de cei 3 ani de guvernare PSD, în care PSD-ul a încercat cu toată forța să distrugă legile justiției, să pună cizma pe gâtul justiției din România, să-i apere pe penali în detrimentul oamenilor cinstiți. Asta se vede acum pe străzi. Actualul guvern vine cu măsuri, dar când ajunge în Parlament, este aceeași majoritate PSD-istă care încă se opune la reformele necesare în domeniul justiției. Asta nu ne face să ne oprim. Vom merge mai departe și vom găsi soluțiile care se cuvin pentru a pune lucrurile la locul lor, pentru ca infractorii să fie la pușcărie și oamenii cinstiți să fie apărați de instituțiile statului, nu invers, cum din păcate am avut tendința în anii de guvernare PSD-istă. Da, suntem în direct, declarație extrem de dure ale președintelui României. PSD ar fi, în opinia președintelui țării, vinovat pentru recrudescența, da, și, cum să spun eu, inflamarea acestei discuții publice care durează de ceva vreme despre lumea interlopă, despre camerele interlope din România, cu precădere din capitala României. O să vedem imagini de la priveghiul interlopului asasinat Eni Pian. O să discutăm despre siguranța publică. Bun, faptul că observăm cu îngrijorare este de bun augur, dacă s-ar putea face ceva. Astăzi, evident, poliția și autoritățile chemate să aplice legea în domeniul sanitar, de exemplu, n-au fost prezente la înghesuiala de la priveghiul interlopului Pian. Peste 1000 de acoliți, de prieteni ai clanului Duduianu Pian au fost acolo la reședința familiei pentru a face oficiul ăsta de priveghi, sau cum se numește în tradiția acestor clanuri, sau ce a fost acolo mai exact. Alături de noi în studio este viceprimarul sectorului 2 din capitală, liberalul deocamdată Dan Cristian Popescu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitația. Discutăm de ceva vreme pentru a face această emisiune. Domnul Popescu este motivul, cum să spun eu, a fost cel sacrificat de Partidul Național Liberal pentru a ajunge la înțelegere cu USR Plus privind candidaturile în capitala României. Da, a fost o vânzare, să o numesc așa, la ceas de noapte, pentru că negocierile au durat până la 2 dimineața între PNL și USR Plus. Dumneavoastră ați fost eliminat, scos din joc, domnule Popescu. De-abia aștept să ne faceți niște dezvăluiri din interiorul negocierilor. Domnul Radu Oprea, senator PSD și candidat și domnia sa la primăria Ploieștiului. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și Victor Ponta, președintele Pro-România, a fost premier alături de noi prin intervenție telefonică. Bună seara, domnule Ponta, de asemenea. Bună seara, îi salut și pe invitații dumneavoastră și vă răspund cu mare plăcere la întrebări. Bun, haideți să vedem ce facem cu ordinea și cu siguranța publică, domnule Ponta. Unii spun că clanurile acestea interlope s-ar fi întors de câteva luni în țară. Acum, cred că adevărul este puțin la mijloc, sau nu poate... Nu cred că e așa. Dar nu cum cred este? Că e așa. Cred că a fost o perioadă când statul român a fost destul de puternic, din fericire, în lupta cu aceste clanuri interlope, care există probabil în foarte multe societăți și care, știți cum, pe principiu de armonică. Când e un stat puternic, ei sunt slabi. Când statul e slab, ei devin puternici. Au fost câțiva ani în care liderii acestor grupări au stat mai mult prin închisoare. Au fost câțiva ani în care chiar le era frică și de poliție, și de SRI, și de judecători, și de procurori. Chestia asta a dispărut în ultima perioadă. Și faptul că
că nimeni nu face ceva serios, ca să avem din nou un stat puternic care să ne apere, ceva ce ne îngrijorează pe toți. Eu nu vreau neapărat să critic, dar când aud că, nu știu, domnul Pretoiu, domnul Vela spun, luptăm, obținem succes în lupta cu interlopii. Păi care succes? Că un interlop l-a omorât pe alt interlop? Asta e un semn foarte clar că nu le mai e frică de stat, de autoritatea publică, și cred că lucrurile vor merge din ce în ce mai rău, din păcate, atâta timp cât nu o să avem din nou un stat puternic. Da, cum ajungem la statul ăsta puternic? Aseară dezbăteam, fostul președinte al României a găsit soluția miraculoasă, Traian Băsescu, la el mă refer, spunea, domnule, să reintroducem Serviciul Român de Informații în jocul ăsta al urmăririi și a identificării acestor grupări criminale și, evident, după aceea băgarea lor la pușcărie, dacă și dovedim că fac infracțiuni, deși, știți, domnule Ponta, când umblă cu genți cu sute de mii de euro și milioane de euro și se plimbă în mașini de sute de mii de euro, nu trebuie să fii foarte inteligent pe la ANAF sau pe la poliție să-i prinzi la naiba, că n-au de unde să aibă milioane de euro din ce? Din pictură, din activități de astea de agricultură sau ce ar putea face, vânzări cu bucata, cu amănuntul sau ce fac? Nu mă puteți bănui că sunt vreun admirator al domnului Bătescu. Deloc, chiar. Dar aici are dreptate. În sensul care, eu când mă refer la ultimii 10 ani, a fost o perioadă în care am fost și eu prim-ministru sau am fost în opoziție și da, implicarea în combaterea crimei organizate a SRI-ului era importantă. Chiar era foarte importantă. Pentru că poliția singură nu cred că reușește. Nici în România, ați văzut, nici prin America se reziste. Eu mă uitam și eu, ca și dumneavoastră, la imaginile de la cel privechi și mă gândeam în cau, nu știu de ce, am văzut că se poartă tot felul de borsete și gentuțe și mă gândeam câte pistoale sunt prin borsetele alea și câte autorizații a dat probabil poliția ca oamenii ăștia să aibă tot felul de pistoale cu gaze, cu pile, cu ce ori mai avea. Mă gândeam dacă percheziționa cineva toate mașinile din parcare, câte săbi, bâte, lanțuri și alte lucruri de acest gen. Da. Deci, repet, da, dacă nu pui o colaborare între mai multe instituții, între SRI, poliție, ANAF și dacă vreți, dacă o perigă cedează, dacă la poliție acești interlopi reușesc să-i intimideze, să-i cumpere, să-i corupă, dar nu reușesc pe toți. Altfel nu vei reuși și n-a reușit nimeni, nici în America, nici în alte țări, cu o singură chestie. Până la urmă sunt câțiva polițiști de la o secție de poliție, sincer, credeți că au curaj polițiștii de la o secție din București să se ducă peste aceste clanuri? Trebuie sprijiniți. Dar vreau să vă spun un lucru, din nou nu o las ca pe o chestie, că așa îmi place mie să critic. Domnul Vela e un om cum se cade, e din vestul țării, din Caransebe, și acolo învesă oameni cum se cade. Și habar n-are, eu nu cred că știe cartierele din București. L-aveți pe domnul viceprimar, pe domnul Popescu, dacă îl întreabă pe colegul sau fostul coleg, nu știu, de partid, domnul Vela, domne, unde e Colentina, unde e referentariu, unde habar nu are. Adică, iar ideea cu numiri politice la poliție, pe care a făcut-o și PSD-ul, dar parcă mai puțin. Acum la PNL e regula. Dom'le, punem la poliție șefii de la PNL. Duce la o catastrofă, general, nu doar în București, în cam toate zonele țării. Deci, domnul Vela, repet, un om cum se cade, dar va combate crima organizată, cum combate domnul Tătaru coronavirusul. Că probabil nu știu dacă vedeți imagine de la privechiul interlopului Pian. Nu, da, am văzut și eu, m-am uitat. Păi, da, păi și unde sunt ăia care ne urmăresc dacă avem mască? Era vorba că în locurile aglomerate trebuie să purtăm măscuță. Unde sunt? Domnul Mănăstire, avem probleme, repet, uitați-vă că eu la asta m-am uitat, în afară de faptul că n-aveau mască, uitați-vă că foarte mulți au tot felul de gentute, de borsete, bănesc că n-au patiste acolo sau că plângeau. Repet, dacă avea cineva curaj, percheziționa mașinile. România nu este, adică în ultimii ani a fost un stat puternic. Eu deja când am văzut, nu știu dacă chiar cel care a decedat acum sau altcineva, când a ieșit din închisoare anul trecut și au transmis live cu artificii în fața pușcăriei,
Nu m-a zis bine, eu sunt născut și crescut în București, la Gara de Nord. Nu pot să zic că sunt crescut la, în Elveția, la pensiuni. Dar nu, nu a fost așa. Nici Bucureștiul, nici România, și ne îndreptăm într-o direcție din care foarte greu ne vom mai întoarce. Da. O ultimă precizare pentru intervenție, pentru că vreau să discutăm și cu viceprimarul sectorul 2, Popescu. Ați anunțat candidatul pro-România, generalul Sârbu. Și candidații la sectoare. Și vă spun eu... Păi știți care e întrebarea, domnule Ponta? Ați ridicat ștacheta foarte mult, ați spus, ați dat de înțeles că ați putea candida, toată lumea s-a aștepta ca partidul dumneavoastră să vină cu un candidat foarte puternic și ați venit cu un domn care nu prea spune mare lucru bucureștenilor. De ce să-l votăm pe domnul Sârbu, care a fost, pentru nu știu... Pentru că e medic. Da, dar e stomatolog, nu e... Bun, pentru că a condus mulți ani un spital important și pentru că e un candidat serios. Dar, sigur, eu cred că dacă va convinge pe cineva să-l voteze, va convinge domnia sa. Degeaba l-aud eu sau un critic sau... vreau să vă spun însă că ceea ce ne-am dorit, și anume, ca pro-România și să venim cu un tip de alternativă. Vă spun eu, nu știu dacă domnul Popescu va confirma sau nu, eu am avut discuții chiar și cu domnia sa și mi-aș fi dorit să fie un candidat în sectorul 2, dar nu de la PSD sau de la PNL. Păi stați puțin că ați intrat în propria capcană. Deci, domnul Popescu aici de față are activitate administrativă în sectorul 2 de 8 ani. Domnul Sârbu nu are niciun fel de experiență în zona administrației. Zero. Administrație este și conducerea unui mare spital. Dar uite, domnul Popescu, care eu stau în sectorul 2 și cred că a făcut și destule lucruri bune, în modul foarte onest o spun, a picat în aceste bătălii politice și negocieri politice. Noi, cei de la Pro-România, am vrut să spunem, domnule, există și a treia cale. Sigur că PSD-ul și Alianța PNL-USR au prima șansă și în sectoare și la primăria generală. Dar trebuie să există o alternativă. Noi n-am negociat cu PSD-ul absolut nimic legat de candidați. Domne, dă-mi-l pe ăla, ia-mi-l pe ăla, dă-mi și mie nu știu ce. Nici cu PNL-ul, nici atât sau cu USR-ul. Avem puterea să stăm pe picioarele noastre. Nu înseamnă că ne e ușor. Ne e foarte greu să te bagi cu cei doi. În concluzie, nu ați avut o discuție cu doamna Firea? S-a ajutat să-i puneți un contracandidat slab la Pro-România? Pentru că doamna Firea, dacă vă aduceți... Pe acum două săptămâni, doamna Firea plângea pe toate televiziunile, îi era frică de dumneavoastră, îi era frică de candidatura dumneavoastră, îi era frică de Pro-România și acum pare că s-a liniștit, că cu domnul Sârbu nu cred că are mari probleme. Eu cred că domnul Sârbu se încadrează în profilul de candidat pe care noi am vrut să-l punem. Medic, om care a condus și știe administrație, nu în sensul de administrație locală, dar știe administrație. Și nu, n-am avut niciun fel de discuție, nici nu ne-a spus doamna Firea, puneți, nici ne-a spus nu-l puneți, nici n-a știut de altfel. Și după, pentru cei mai mulți, inclusiv pentru noastră din presă, anunțul de azi a fost o surpriză. Eu cred că Pro-România poate fi a treia cale în București. Da, a fost o surpriză. Și construim pentru 2024, fără însă să nu ne prezentăm foarte serios, să ne luptăm în 2020. Și având un lucru, și cu asta închei, tocmai pentru că aveți doi invitați și la Prahova. Să știți, acolo au discutat colegii de la PSD, cred că discută și în momentul ăsta cu Pro-România. Dom'le, hai să facem o aliază, hai să încercăm. Eu mi-am dorit un singur lucru, apropo și de domnul Popescu, care e victima negocierilor politice. Mi-am dorit ca să nu intrăm în aceste jocuri, că altfel am fi ori remorca PSD, ori remorca PNL. Și dacă stăm pe picioarele noastre, e mai greu, dar s-ar putea să avem rezultatele pe care ne le dorim. Da, mulțumesc pentru intervenție. Aș adăuga eu, a fost o surpriză plăcută pentru doamna Firea, candidatura anunțată de Pro-România astăzi pentru capitală. Domnule Popescu, discutăm puțin despre ordinea publică mai încolo, discutăm puțin despre ce s-a întâmplat, cum ați fost eliminat din cursa pentru candidatura la primăria sectorului 2, de către colegii noastre de la PNL. Faceți politică de peste 20 și ceva de ani în zona de dreapta. Proveniți dintr-o familie de lideri țărăniști. Ați fost la PNL de atunci și sunteți în continuare în PNL de vreo 20 și ceva de ani. Ați fost întotdeauna pe zona de dreapta. Ce s-a întâmplat? Nici eu nu-mi explic.
mi-am făcut datoria față de partid. Am muncit zi și noapte, sâmbătă, duminică, de 4 ani de zile din poziția de viceprimar, neavând atât de multe pârghii. Înainte ați fost parlamentar în sectorul 2. Da. Am încercat și în 2012 să candidez pentru primăria sectorului 2 și atunci, inexplicabil, am fost scos din cursă cu 2 luni înainte de alegeri. Cine v-a vândut atunci? Crina Antonescu, nu? A fost înțelegerea USL. Da, era înțelegerea USL, inexplicabil cu toate că și atunci conduceam în toate sondajele făcute la nivelul sectorului, inexplicabil am fost chemat la partid, schimbat din poziția de președinte de filială, eram atunci, și înlocuit din candidatul partidului pentru sectorul 2. Cu o mică nuanță, acum n-ați mai fost chemat la partid, v-au executat direct. Da, da? Nu m-a mai chemat nimeni. Deci v-am spus și atunci, și acum 8 ani de zile conduceam în sondaje și puteam să câștig în fața domnului Ionțanu atunci din partea USL. A fost pus un candidat care a pierdut și ghiți ce, în sectorul 2 USL-ul nu a câștigat. Deci doar domnul Ionțanu și-a confirmat mandatul. Acum, într-adevăr, nu m-a chemat nimeni, nu mi-a spus nimeni de ce. Mai mult, în perioada negocierilor, cu toate că câștigasem toate sondajele, deci apăream ca favoritul cetățenilor din sectorul 2. În toate sondajele făcute și de USR, și de PNL, și chiar și de cei de la PSD. Asta este inexplicabil. Deci sondajele partidului dumneavoastră în continuare PNL vă arătau câștigător. Și fără alianța PNL-USR. Și fără alianța PNL-USR. Deci, doar din partea PNL. Bănuiesc pentru faptul că mi-am făcut treaba, am spus, ca viceprimar ai foarte puține pârghii, nu ești primar. Dar dacă vrei să-ți faci treaba, cred că poți să-ți o faci în orice poziție, și consilier local, și nu știu, șef de serviciu, și orice. Eu consider că dacă am ajuns într-o poziție, trebuie să fac cât pot de mult din acea poziție cu pârghile pe care le am. Și probabil că am făcut chiar mai mult decât. Vedeți că poziția asta, în mod paradoxal, justificarea celor de la USR Plus, Barna și Ghinea, gruparea Barna și Ghinea din USR, au spus eliminați-l, executați-l pe Popescu, voi cei de la PNL, tocmai pentru că a fost viceprimar. Păi ideea următoare, când facem alegeri, vrem să ocupăm poziția în administrație pentru a face lucruri. Deci dacă erați un simplu cetățean de pe stradă, poate aveați șanse să candidați la primăria capitală, la sectorul 2. Părerea mea, că am fost supus unui atac jignitor, plin de minciuni din partea celor de la USR. M-a atacat domnul Barna, președinții USR Plus de pe București, cei de la sectorul 2. M-au jignit, m-au făcut toate felurile, m-au atacat familia, m-au... Orice cuvânt urât vă gândiți, am fost atacat. Mafiot, corupt, violator, deci orice... mi-e și jenă să repun pe post. Aveți probleme din zona penală? Nu, eu știu nu am niciun fel de probleme, n-au putut proba niciun fel acuzațiile pe care le-au adus. M-au acuzat că am fost viceprimarul primarului. Deși nu cunosc cum se aleg viceprimare. Se aleg în cadrul Consiliului Local. Nu-i pune primarul. În Consiliul Local, toți consilierii au dreptul să caindeze. Și acolo, prin majoritate, se alege un viceprimar. Eu am fost ales de consilierii locali. Nu am fost numit de către primar. Deci, nu au putut enunța niciun motiv pentru care nu m-ar vrea, doar că înțeleg că cel de la USR de la 2 e prieten foarte bun cu domnul Barna și atunci probabil că n-avea serviciu sau nu știu, trebuia să-i găsească ceva și au cerut expres să nu fiu eu. În mod normal, eu... Dar are o logică, domnule Popescu. Deci, practic, dumneavoastră veți candida la sectorul 2? Păi vă dați seama că nu prea am de ales. În primul rând, am foarte multe proiecte și eu mă așteptam ca această negociere făcută între două partide pentru dezvoltarea și reformarea Bucureștiului să se axeze pe niște proiecte. Dom'le, ce facem în acest oraș? În sectorul 1, în 2? Cum dezvoltăm? A fost despre oameni, nu despre proiecte. A fost despre funcții, adică s-au împărțit funcțiile, primarii, viceprimarii, femeia de serviciu, nu știu ce mai... Adică, înțeleg că e un protocol. Ce să ia viceprimarul de la capitală? Ce domenii? Ce bugete? Deci, eu vedeam... Nu vreau să jinesc pe nimeni. Vedeam o negociere pentru București pe baza unor proiecte. Ce facem cu apa caldă? Cu Radetul? Eu am propus, de exemplu, să instalăm centrale de quartal, între blocuri, pentru că Radetul nu mai face față să asigure agentul termic și apă caldă. Ce facem cu traficul? Eu am propus sensuri unice. Domnule Popescu, piată funcțiile și pe mai vedem ce facem cu oamenii. Da, sunteți și noastră, cum să spun eu, absurd să spun.
Evident că este o ironie, este o glumă, apropo de cum arată realitatea politică a zilei, pentru că domnul Oprea, la fel, uitați, viceprimarul de la Ploiești, nu de la PSD, a trecut la Ponta, nu? Domnul Oprea, colegul dumneavoastră, da? Deci tot e pe funcție, pe bătaie, fiecare încearcă să se poziționeze. Îi spun bună seara și domnului Marius Pașca, reprezentant partidului, al Partidului Mișcarea Populară. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor, telespectatorilor de asemenea. Da, la dumneavoastră, la Mureș, nu se împar funcțiile, nu se negociază, dă-mi aia, ia-mi aia, bugetele, pozițiile? Din fericire, nu, domnule Mănăstire. Eu candidez pentru primăria municipiului Târgu Mureș, pentru funcția de primar. N-am făcut nicio înțelegere, nicio alianță cu nimeni altcineva. Luptăm Partidul Mișcarea Populară prin forțele proprii, cu candidați foarte buni. Sperăm să fim convingători și pentru electorat și sigur puțin. Să... Că dacă veți candida dumneavoastră, liberalii au candidat? Bineînțeles, au un candidat. PSD are pentru... candidat? Are și PSD. O să câștige reprezentantul UDMR, primăria Târgu Mureș, și o să fie câștigată de UDMR. Poftiți? Suntem vreo 10 candidați aici la Mureș. A, sigur, okay. UDMR are un singur candidat. Bine, atunci tocmai ați făcut cadou primăria un importantului oraș din Transilvania, Târgu Mureș, și de la UDMR. Nu este așa? Rămâne de văzut, pentru că nu e obligatoriu ca votul să fie exclusiv etnic. Eu sper să fie votată competența în administrația publică locală și să se uite către un viitor edil, nu către etnia acestuia. Adică dacă este român sau maghiar. Dacă mergem în această cheie, domnul evident Pașca, că prima șansă o are candidatul care reprezintă maghiarimea. Știți că sunt bun cunoscător al realităților din Transilvania, că doar de acolo vin. Dacă maghiarii se duc și votează reprezentantul UDMR, reprezentantul lor, cum se numește candidatul UDMR? Domnule Mănăstire, aici la Târgu El Mureș... El va ieși primar. Aici la Târgu Mureș, în afară de anul 2000, când primarul Dorin Florea și-a câștigat mandatul din al doilea tur de scrutin, în toate celelalte, primarul de până acum a câștigat într-un singur tur de scrutin. Prin urmare, a fost votat și de către români și de către maghiari. Așadar, există această posibilitate, depinde cât de convingători suntem noi, unul dintre noi individual, încât să aducem, să maximizăm către competență și către profesionalism în voci, nu către etnie. Domnul Oprea, apropo de lume interlopă, nici la Ploiești nu sunteți scutiți de asemenea clanuri. Da? De-a lungul timpului a fost tot felul de scandaluri, tot felul de personaje, da? Care au venit din București. Mi-aduc aminte de clanurile care veneau de pe la Ploiești, huliganii, a fost o întreagă discuție. Am ascultat cu interes declarația domnului președinte și dacă n-ar fi pomenit PSD-ul, chiar ar fi crezut că e ceva, se întâmplă ceva. Dar l-a pomenit, a spus că PSD e de vină și atunci m-a liniștit. Am zis, doamne, e același lucru pe care l-a auzit de 8 luni de zile, domnia sa uitând că guvernul lui se află la guvernare și are responsabilitatea executivului, adică să facă în așa fel încât să fie liniște pe străzi în România. Nu reușește. Cum nu reușește să gestioneze nici pandemia, de acolo înțeleg eroarea. Acolo, în loc să spună DSP, spune PSD. Acolo pot să înțeleg eroarea, trebuie să fie DSP, cu certitudine. Unda admite, PSD. Domnule Oprea, dar vreau aceste să vă spun, clanuri vreau să vă spun un lucru. Funcționau vreau și în guvernarea PSD, de ce nu le-ați extirpat Atenție, dumneavoastră? Există o fractură logică în atitudine și în ceea ce spun și în ceea ce fac astăzi peneliștii. Pentru că dacă ar fi așa, cum spune domnul președinte, atunci n-ar fi trebuit să atace la Curtea Constituțională legea care mărește pedepsele pentru pedofili și pentru violatori. Niciodată n-ar fi trebuit să facă lucrul ăsta. Și au făcut-o. Și atunci, dacă am făcut o lege bună în Parlament, Oana Băzgan, doamna deputat, împreună cu mai mulți colegi deputați, senatori, am muncit foarte mult la legea asta. Și este o lege bună care mărește pedepsele astfel încât să nu mai fie pedeapsă cu suspendare, ci să fie pedeapsă cu executare pentru aceste fapte foarte grave care schilodesc oamenii, omoară suflete. Adică nu ne pasă. Lucrul acesta îl atacăm la Curtea Constituțională, n-avem nicio problemă. În schimb venim și spunem povești. Nu merge așa, nu se poate așa cu această fractură logică. Ori suntem consecvenți, ori încercăm să îmbunătățim cadrul legislativ și lăsăm legile acestea bune, dorite de societate, să fie Domnul în putere, nu ori nu. Pe dacă nu, au, dacă nu au, să știți că foarte mulți dintre aceștia au aceleași probleme și aceleași metehne. Sunt amestecați, sunt amestecați în traficul de persoane în scopul exploatării sexuale. Sunt amestecați în foarte multe lucruri. Și atunci aceste
legi noi, bune pentru societate, ar trebui să funcționeze de azi, nu de poimine, răspoimine. Nu poți să ataci la Curtea Constituțională așa ceva. Au fost foarte multe voci din PSD, din PNL, scuzați, care făceau spume la gură și țipau tot timpul. Unde sunt? De ce nu vorbesc? De ce nu iau atitudine? Acum că au atacat această lege la Curtea Constituțională. Bun. Eu nu i-am mai auzit. V-am întrebat altceva. PSD a fost la guvernare aproape 8 ani de zile, două cicluri electorale. Unde ați avut ministrii de interne, doamna Carmen Dan, celebra doamna Carmen Dan? Și ați auzit foarte clar. Clanurile acestea funcționau și în perioada guvernelor PSD. Și foarte mulți dintre șefii clanurilor au fost în pușcărie. Cel care tocmai a decedat ieșise din pușcărie de curând. Lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Asta a arătat că, într-adevăr, statul era puternic. Acum nu mai este stat puternic. Nu mai Popescu face nimeni datoria. Ați văzut, ce spuneți dumneavoastră? Ați văzut cumva că oamenii erau penalizați că n-au mască? Dar dacă au prins-o pe acea femeie în vârstă și au dat amendă pentru că nu purta mască, cu dumnea ei, sigur, era o bătrână vulnerabilă, fără puterea de a se apăra și au sărit. Și-a arătat puterea, și-a arătat forța statului. Azi noapte, poliția a făcut filtre în cartierul Giulești, în zona respectivă. Ar fi putut să facă filtre și în jurul locuinței interlopului Pian. Evident că n-au făcut lucrul ăsta. I-a lăsat pe membrii clanului, simpatizanții lui Emi Pian, să se bulucească acolo. Peste 1000 de persoane au fost în curtea locuinței și a proprietății familiei interlopului. Domnule Popescu, problema asta a infracționalității în București este una reală sau exagerează presa? Că spun unii, domnule, s-au omorât niște interlopi și ce mă afectează pe mine, om de rând sau da, un locuitor al Bucureștiului? Cred că nu mai este chiar atât de gravă cum era în alți ani. Sigur, nu este redusă la zero, apar astfel de incidente. În general, Bucureștiul este un oraș sigur, dar cred că trebuie acționat cu mai multe forțe de ordine pentru prevenție. Trebuie prevenite astfel de incidente și mai puțin reacționat după ce se întâmplă. Cred că trebuie să fie mai multă poliție pe stradă și eu aș vrea la sectorul 2 să reinstituie acei polițiști de proximitate, acei sectoriști. Vreau să împar poliția locală, când voi avea pârghe necesare, pe toată suprafața sectorului 2 și fiecare polițist să aibă o anumită suprafață de care să răspundă. Să o patruleze continuu și să știe cine face lucrurile pe acolo, cine, nu știu, aruncă gunoi. Și la nivel de prevenție, informație. Prevenția, ei trebuie urmă, să știe, da, ce se întâmplă. Să prevenim, e mult mai ieftin să previi decât să reacționezi. Sigur, astfel de incidente sunt în toată lumea și pot fi, nu știu, apar crime, apar incidente mai grave. Nu sunt de dorit și fac rău imaginii unui oraș. Dar, din fericire, nu știu, e prima după un număr de ani în București. N-am mai auzit. Eu mai fost ceva pe la Constanța, parcă, acum câțiva ani, dar n-am mai auzit de crimă. În octombrie 2019, domnule Popescu, domnule viceprimar, în fața Parlamentului României... A fost României, o urmărire, nu? N-au fost. Au venit două clanuri, unul din sectorul 2 și unul de la Giurgiu și s-au omorât acolo, l-au omorât pe unul. S-au bătut și cu sările. Poliția de față, parcă. Păi nu, în fața Parlamentului, pentru cei din provincie, da, din afara Bucureștiului, în fața Parlamentului, pe lângă Parlamentul României, că de aici e Piața Constituției, este Serviciul Român de Informații, este Parchetul General și multe alte instituții de aplicare a legii. Acolo s-au bătut, în Piața Constituției. Problema este următoarea, dacă nu ne atacă încă pe stradă. Problema este că au depășit oarecum un nivel al fricii. Deci nu mai au frică și o să rog pe colegi să pregătească filmulețul cum își împart teritoriile pe chibrit, pe zonele cartierele Bucureștiului și la un moment dat spunea următorul lucru. Dom'le, n-au ce să ne facă, că nu ne este frică de pușcărie, că noi din pușcărie venim. Adică ce să ne facă? Să ne bagi la pușcărie? Deci este un moment delicat pentru autorități și pentru statul român, pentru că acești interlopi nu mai au frica statului. Nu mai au niciun fel de... Mărite pedepsele, poate sunt prea scurte, se stă, iau 2-3 ani, fac un an, ies și... Da, păi aici era discuția, domnul Iohannis asta a spus, că recursurile dumneavoastră compensatorii i-au scos pe interlopii ăștia din pușcării.
Exact ce spuneați. Tocmai lucrurile acestea l-am spus și eu mai devreme, că sunt legi foarte bune pe care PNL-ul le-a atacat la Curtea Constituțională. Lucrurile acestea nu poate funcționa așa. Am vorbit și cu foarte mulți polițiști. Chiar astăzi am vorbit cu un polițist care mi-a spus că și ei sunt frustrați pe ideea în care muncesc foarte mult, fac da, tot ce înseamnă dosar din partea poliției și apoi ajung în instanță și primesc pedepse foarte mici. Și de asemenea este o foarte mare frustrare din punctul lor de vedere, pentru că foarte mulți își retrag plângerile. Și atunci este o muncă și o bătălie. Și mi-au explicat că există cu certitudine fonduri puse deoparte de către ei și că se duc cu sume de bani și îi cumpără pe cei care au devenit la un moment dat victime. Și astfel reușesc să stea. Lucrurile astea tot printr-o lege puternică pot fi modificate. Și lucrul acesta îl facem în Parlament, zi de zi. Din păcate, PNL-ul s-a gândit că nu e bine așa și că trebuie să atace legile la Curtea Constituțională, legi care, repet, sunt așteptate de societate, inclusiv, am spus mai devreme, de polițiști. Mă consult întotdeauna cu ei când lucrez la o astfel de lege. Domnul Pașcan, ne puteți spune, va candidat Traian Băsescu, încă se păstrează suspansul la primăria capitalei, mă refer. Sigur, va candida în măsura în care va primi statutar binecuvântarea, luați-o cu ghilimele, votul partidului. Noi ne dorim să candideze pentru că a fost un primar care a lăsat lucruri pozitive în București și este apreciat din această perspectivă, dovadă și votul consecvent în București, în jur de 10%. Avem în același timp candidați pentru toate primăriile de sectoare. Prin urmare, noi nu suntem în situația în care avem nevoie de lamentări sau de scuze. Ne vom face datoria, vom candida cu reprezentanții noștri. Dacă nu s-a putut altfel, deși noi am dorit, sigur că ne vom bate pentru șansele noastre pentru a ocupa funcții în Consiliul Local, în Consiliul General, în Consiliile Locale de Sector. Acest lucru este important și avem acea resursă umană, oameni de calitate care pot obține rezultate foarte bune. De pildă, pe toate sondajele făcute și de cei de la PNL și de USR, la sectorul 6, candidatul nostru, domnul Florescu, avea consecvent 20%. Prin urmare, ne vom valorifica aceste procente și forța organizațiilor o vom pune în valoare în perioada care urmează. Ne consolidăm de asemenea la nivelul întregii țări, unde, de pildă, ca să vă faceți o idee, partidul este bine ancorat în organizații. La alegerile din 2016 am avut vreo 700 de candidați. Astăzi avem peste 3.000. Și acest lucru se va vedea, pentru că nu suntem un partid de online, noi suntem un partid cu organizații bine așezat, structurat în teritoriu și cu un program cât se poate de clar, creștin, conservator. Pe ideologia care o cunoașteți, am anunțat-o în spațiu public, suntem chiar vehemenți în a ne susține valorile și doctrinare și politice și a promova astăzi candidați care să convingă electoratul. Pentru că înainte de toate nu vorbim doar de oameni care fac politică, vorbim de oameni care fac administrație și acesta va fi rolul lor. Domnule Pașcan, apropo de ideologie, cei de la USR Plus, cei de la USR Plus care practic v-au scos din înțelegerea politică cu liberalii, pentru că aici este un paradox. Da? Pentru cei care urmăresc viața politică, este și cazul domnului Popescu de la sectorul 2, deci USR Plus nu are reprezentanți în guvernul liberal Orban. PMP-ul însă este în parteneriat cu PNL-ul la guvernare. Pe dumneavoastră v-au scos USR Plus și liberalii n-au vrut să facă alianță cu dumneavoastră de la PMP, deși sunteți parte a guvernării liberale, aveți secretar de stat, aveți șef de agenții, USR Plus v-au scos și acum am văzut voci din USR Plus spunând, domnule, este vina PMP-ului dacă PSD va câștiga primării în țară. Că uite, PMP-știi iau voturi de la noi și ajută pe PSD să câștige primării. Poate fi chiar situația de la sectorul 2, unde s-ar putea întoarce ăsta, cum îl cheamă, Onțanu, penalul, da? Penalul Onțanu s-ar putea întoarce, Doamne ferește, după 4 ani, păi, da? În funcția de primar. Candidatul plus de USR n-are nicio șansă să câștige acolo. Deci, de aceea, Onțanu îl va bate pe ăsta de la USR. Sunt obligat să candidez pentru că altfel câștigă Onțanu. Deci este evident, n-are nicio șansă față lui Onțanu. E pus doar ca să facă situație. Domnul Mănăstire, noi ce să facem în situația asta? Să ne predăm? Adică suntem buni la guvernare prin specialiștii, prin cei pe care am desemnat să ne reprezinte, dar când este vorba să ajungem la înțelegeri legate de
o configurare, să zicem, de dreapta, deși USR-ul e de stânga, în opinia mea, nu și suntem buni acolo. Noi ne vom bate pentru șansele noastre politice și pentru scorul nostru. Mie îmi pare rău de domnul Popescu, pentru că îl cunosc din mandatul anterior, e un om de calitate, un om de onoare, un luptător și îmi pare rău că a fost astfel executat, că nu merita, chiar și-a făcut datoria, l-am văzut bătăios, vizibil, adică dacă nu îi valorizez pe cei care au demonstrat prin fapte și nu pe tot felul de învârteli politice prin culise, atunci îți bagi joc de proprii oameni și nu este în regulă. Noi nu ne batem joc de oamenii noștri și îi vom valoriza. De asemenea, sigur că această coalizare de forțe este în același timp și o demonstrație. Noi trebuie să ne menținem peste pragul electoral. Eu sper, și acestea sunt estimările noastre, să mergem către un 7-8% și acest lucru ne va permite în continuare să construim. Atenție, ceea ce se spune politic despre PMP este o mare eroare și o intoxicare și aș vrea să o corectez. Adică au votat, vezi doamne, consilierii PMP în temeiul unor hotărâri care au favorizat PSD. Să fim serioși, când ești în administrația publică, votez acele hotărâri în interesul comunității, nu că vin de la PSD sau vin de la PNL sau de la PMP. Le votez dacă sunt bune pentru comunitate. Și acesta a fost un imperativ la nivelul Partidului Mișcarea Populară. Vom continua să o facem. Adică dacă vine ceva de puțin, la PSD, nu susții pentru că vine de la PSD, chiar dacă acest lucru este bun pentru comunitate, mi se pare absolut absurd și revoltător. Dumneavoastră ați înțeles ceva din strategia asta USR Plus de a vă termina politic pe dumneavoastră cei de la PMP? Păi nu merge bazinul, adică alegătorii PMP, dacă vă termină și nu intrați în consilii locale, poate nu intrați în Parlament, o să fie o bătălie groaznică, să spunem că nu faceți 5%, bazinul ăsta electoral merge la USR Plus, cine are de câștigat? Eu nu înțeleg care e logica celor de la USR Plus și aici vă dau dreptate, USR Plus nu este un partid de dreapta în mod evident. Că nici de stânga. Domnul Mănăstire, de la PSD. Domnul Mănăstire, urmăriți consecvent rezultatele obținute de PMP de la localele din 2016 până azi și o să vedeți o creștere constantă de la scrutin la scrutin, deși vorbim de vot politic, nu pentru locale unde scoți omul la bătaie. Deci la ultimele alegeri am avut 500 și aproape 30.000 de voturi. Deci o creștere și o progresie consecventă. Nu văd de ce ne-ar omorâ. Ne-ar fi omorât dacă eram niște trădători și ziceam, domnule, nu ne interesează ce faceți voi, noi oricum mergem pe cartea noastră. N-am făcut acest lucru. Noi am fost primii care am chemat la dialog și să unim o redută împotriva stângii, respectiv actualului primar general. Nu s-a vrut, nu s-a putut, asta e viața. Noi ne vedem de bătălia noastră. Eu sunt chiar optimist că ne-au descătușat, adică ne-au lăsat pur și simplu să venim cu ideile, cu oamenii noștri, cu ceea ce credem într-adevăr și să fim convingători pentru cei pe care le reprezentăm. Și cred că avem unul dintre cele mai conservatoare și stabile electorate față de, în raport cu toate celelalte partide, care merge undeva către 550.000 și sperăm să-l creștem către 600.000 de alegători la nivel național. Se va vedea acum, pentru că votul vine către persoană, nu neapărat către partidul politic și eu cred că avem destule resurse și oameni valoroși, capabili, care pot să fie convingători în comunitățile din care Popescu, fac parte. Ați spus că cei de la USR Plus nu sunt de dreapta. Ei, făcând practic alianță în sectorul 2 cu liberalii, cu colegii dumneavoastră, scoțându-vă dumneavoastră din ecuație, credeți că liberalii nu vor vota candidatul lor, USR Plus? Liberalii adevărați, mă refer, de la foarte sectorul 2. Foarte puțini liberali vor vota acest candidat, în primul rând pentru că nici nu-l cunosc, nu știu ce a făcut, ce vrea să facă. Iar ce spunea domnul Pașcan este foarte adevărat. Cei de la USR Plus, ei nu înțeleg că un anumit proiect care este bun pentru oraș trebuie votat. Deci, neavând în București, nu au avut niciun proiect. Deci, nu, la niciun sector, nu știu, la sectorul 2 cel puțin, și nu am auzit la alte sectoare sau la capitală, să fi depus vreun proiect în vreun consiliu local. Deci, doar... Au depus sau nu? Ei, în 2016, au intrat în consiliile locale proiecte, din deci București. În consiliu intri, dar acolo trebuie să faci ceva, să depui proiecte. Dom'le, vreau să facem un anumit lucru. Deci, nu au depus nimic. S-au opus cam la toate proiectele. Nu poți să faci așa ceva într-un consiliu local. Trebuie să ai opinii, să spui, domnule, nu facem școala așa, o facem altfel. Dar nu, ne abținem și la școală, și la drum, și la da, parc. E foarte importantă discuția asta, că poate oamenii înțeleg și mecanica asta, cum funcționează consiliile locale. Ca un parlament. Da, consilier local ești ca un fel de parlamentar de primărie. Da? Bineînțeles. Și trebuie să vii cu proiecte. Cum fac parlamentarii proiecte de lege, consilierii locali
din opoziție sau de la putere, trebuie să facă proiecte, da, nu? Dânsii, care da, se votează sau nu. De exemplu, la sectorul 2, PNL-ul a avut 6 consilieri, USR-ul 5, USB-ul. Da. Dânsii n-au depus niciun proiect. 4 ani, adică au stat și au luat salariu și au criticat orice. Nu poți să faci politică așa. Și după aceea să acuzi, da, voi de ce votați, de ce nu... Trebuie să facem ceva într-un sector și într-un oraș. Păi deci, poate că logica era, domnule, să nu se facă nimic și să ne atacăm. Să nu faceți voi nimic. Deci eu aș completa ce spune domnul Pașcan. Dânsii nici măcar nu sunteți stânca sau de dreapta. Sunt într-adevăr neomarxiști pe zona de ură împotriva întreprinzătorilor și împotriva celor care fac ceva. Dar așa nu au doctrină. E doctrina asta, hate, contra a orice. Deci dacă faci ceva, nu e bine. Dar ei nu spun cum trebuie să faci. Doar că nu e bine. Deci, sigur, e foarte ofertant. La prima vedere, sună bine. Eu am prost obicei să citesc. Doctrinar s-au așezat pe centru dreapta la Congresului USR Plus. Așa nu, că, au vedeți, votat. Aveți... Deci, a fost, da, este, cred că, au cinci facțiuni în interior, partid unii din sunt lume de stânga, unii sunt de dreapta. Care s-a înființat, dar... după care au votat ce ideologie au. Adică e vreau ceva de... Da. Sunt de acord cu domnul Pașa, care a spus că a votat proiectele bune, chiar și acelea inițiate scurtă de PSD. Pauză, dar nici nu contează cine le inițiază. PSD a avut proiecte foarte bune în capitală și la sectoare și foarte multe, da, au fost inițiate avut, de doamna Firea. Foarte multe proiecte la sectorul 2 și au fost votate și de PSD și da. Tocmai, adică nu sunt nu poți lega evidența. Scurtă pauză comercială și revenim, discutăm despre actualitatea zilei, despre alegeri și despre faptul că există posibilitatea, repet, există posibilitatea, este o discuție la nivelul guvernului pentru ca alegerile locale și cele parlamentare să fie amânate pentru acest an, pentru anul 2021. Pauză și revenim. De la Bistrița, mai exact, Vasile Dâncu a anunțat că ar fi rezonabil, în opinia domniei sale, președintele Consiliului Național PSD, mai nou Vasile Dâncu, că ar trebui amânate alegerile, domnule Oprea, pentru că situația sanitară nu este în regulă și că nu are rost să luăm moarte, zicea poetic Vasile Dâncu, în schimbul voturilor. Asta este problema guvernului. Ei trebuie să se ocupe de organizarea alegerilor și trebuie să vină să explice foarte clar românilor cum vor face acest lucru. Sunt foarte multe întrebări. Dumneavoastră sunteți de acord cu opinia domnului Dâncu să fie anulate alegerile? Eu știu că există o dată alegerilor care este fixată astăzi, dar trebuie să vină guvernul și să ne spună cum le poate organiza, astfel încât toți cetățenii României și cei care se află în secțiile de vot și vor sta foarte multe ori acolo și cei care vor merge la vot, cum vom putea garanta că sunt aveți bine acești oameni? Aveți administrativă. Alegeri înseamnă secții de votare, înseamnă foarte mulți oameni, este un flux așa. E rezonabil să fie amânate? Eu cred că guvernul, atunci când a stabilit data de 27 septembrie, a avut în vedere că se pot lua măsuri de înainte de valurile astea de peste 1000 de infectări pe zi, domnule Popescu. Și pot să le anulez acum și între timp să nu mai fie cazuri. Deci e foarte greu de estimat ce va fi în momentul respectiv. Dar cred că au avut în vedere toate scenariile, pentru că sunt specialiști la nivelul guvernului, medici. Și dacă n-au avut? Repet, decizia și votul Parlamentului pentru 27 septembrie a fost mult înainte de recrudescența cazurilor de coronavirus din ultimele două săptămâni. Situația fiind nouă, e greu să ai un scenariu perfect. Dar din moment ce mergi la supermarket, unde sunt un număr rezonabil de oameni, cu mască, sigur, poți să ai și mânuși dacă dorești, poți să mergi la vot. Adică nu e o mare diferență. Am o întrebare foarte simplă. Mai avem un minut, vreau să-l împărțim judicios la toată lumea. Domnule Pașcan, PMP vrea alegeri sau amânarea lor? Dacă situația, nu știu, sanitară se complică. Păi dacă se complică, firește că vor trebui luate măsurile de precauție și protecție necesară. Prevalează sănătatea românilor și acest lucru ar trebui să ne preocupe și pe noi, dar sunt specialiști care ne vor transmite acest lucru. Eu cred că trebuie să-i ascultăm. De data aceasta, decizia nu trebuie să fie una a interesului politic, ci una a sănătății, legată de sănătatea și prevalența acesteia în acțiunile pe care le asumăm la nivel politic. Eu cred, în schimb, că așa cum se întâmplă astăzi cu măsuri de protecție care se iau prin mască, prin mănuși, în mall-uri, în supermarketuri, se poate acest lucru realiza și în secții, cu precauția necesară, se
poate desfășura votul fără niciun fel de probleme, sigur, dacă nu degenerează situația pandemică și nu ajungem la situații mult mai grave decât în momentul de față. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență, mulțumesc că ne-ați urmărit, urmează Lumea lui Ban și mâine avem tot așa o ediție specială. Vreau să fiți alături de mine și de colegii mei. O seară bună în continuare, rămâneți pe B1 TV.